Unii dintre noi am fost ocoliți de hoți toată viața, alții au mereu de a face cu ei. Este și cazul unei femei de 56 de ani din Suseni, care a fost călcată de hoți pentru a doua oară. Vineri, aceasta a sunat la poliție și a anunțat că are în baie un hoț, dar nu atât faptul cât povestea întreagă i-a surprins pe polițiști. Dar eu când ajung la ușa la bucătărie, aud ceva zgomot de hârtie, de nylon, ceva zgomot în casă. Mă duc la baie. Când dă pingușa înăuntru, așa, mai, mai tare, că era crepată. El dă la perete, doamna. Eu repede am prins-o de aici, ani. Am fășurat-o pe mână, așa bluză, un tricou era pe el. Zic, mă, ce cauți aici la noi? După bani ai venit. Unde-i Ce ai furat? Să văd. Femeia, chiar dacă era singură în casă, s-a comportat în prezența hoțului ca și cum mai era cineva în apropiere. În plus, nu este la prima experiență de acest gen. Dar momental nu mi-a fost frică că știți, am și firea mai de tare și atât de tare am prins-o și am reacționat repede că mai am pățit în vara trecută o, cu un hoț în casă. Pe aia din sat a fost și am bătut-o și am luat bani înapoi de la el. Poliția Reghin a aflat imediat că suspectul din baie era același care chiar în acea zi a fost surprins pe o stradă din Regin, pătrunzând într-o locuință sub pretextul că are parfumuri de vânzare. Am fost sesizați despre faptul că într-un imobil de pe strada Beng o persoană necunoscută a pătruns fără drept în curtea imobilului, apoi în locuința respectivă, cotrobăind cu scopul de a sustrage bunuri. A fost surprins de către proprietari și a replicat că are de vânzare parfumuri. Tânărul, în vârstă de 31 de ani, s-a ales cu dosar penal pentru tentativă de furt și violare de domiciliu. Deși nu locuiește în zona Reghin, nu este străin oamenilor legii. Este vorba de un tânăr din zona Sighișoarei, recidivist cu multe sau foarte multe. Fapte de furt calificat și violare de domiciliu și condamnări, sub pretextul că are de vânzare parfumuri, pătrundea în diferite imobili. După ce a fost reținut pentru 24 de ore, a fost prezentat parchetului cu propunerea de arestare preventivă pentru 29 de zile, propunere pe care judecătorul a admis-o.